Aș vrea să mă îngăduiți, așa cum stăm ridicați, să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt foarte cunoscut, cred că mai tuturor celor prezenți aici. Este vorba de o pildă a Mântuitorului și anume pilda fiului risipitor, pe care o găsim scrisă în Luca la capitolul 15, începând cu versetul 11. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit avere. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Domnul să binecuvânteze și ogorul. Amin. Amin. Așezați-vă. Îngăduiți-mi față în față cu ceea ce mi-e dat să văd aici la Ghilad astăzi, să încep prin a zice: slăvit să fie Domnul. Amin. De ce lucrul acesta, dragii mei? Pentru că mi-e dat să văd o altă față a acestei case de rugăciune. Neașteptat de frumoasă, neașteptat de bine pusă la punct, oferind toate condițiile celor ce vor să vină aici. De aceea îngăduiți-mi să-L slăvesc pe Domnul pentru ce văd și în același timp să-mi exprim aprecierea față de toți cei ce au pus umărul ca lucrarea aceasta să fie posibilă. Amin. Și iată-ne astăzi aici adunați în casa de rugăciune, în Biserica Harului. Și să știți că nu e întâmplător, așa de bine așezat aici, la drumul mare, s-o vadă toți. Pentru că Harul lui Dumnezeu, zice Scriptura, a fost arătat. Amin. Și să știți, biserica aceasta are menirea de a fi văzută de mulți oameni. Și biserica aceasta va fi o mărturie pentru toți oamenii din Ghilad. Pentru că aici Domnul își arată Harul. Amin. Ferice de cei ce vin să guste din Harul lui Dumnezeu. Pentru că am bucuria de a vă aduce aminte. Scriptura zice: Harul lui Dumnezeu a fost arătat și El ne învață să rupem cu păgânătatea, să rupem cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Știți cum ne învață Harul? Să trăim cum trebuie în raport cu noi înșine. Asta e cumpătarea. Să trăim așa cum se cuvine în raport cu semenii noștri, asta este dreptatea, și să trăim în raport cu Dumnezeu, în relația cea mai bună, evlavia. Amen. Ori, dragii mei, eu zic astăzi, ferice de toți aceia care vor căuta locul acesta și vor lăsa ca stăpânul acestei case, despre care am bucuria să vă spun, stăpânul acestei case e Domnul. Ferice de cei ce vor veni aici, îl vor lăsa pe stăpânul casei să lucreze la schimbarea vieților lor. Dragii mei, faptul că aveți o biserică atât de frumoasă aici în Ghilad, mie îmi spune că Dumnezeu are planuri mari cu localitatea aceasta.
Da, mai are de adus fiii la slavă. Facă Domnul ca porțile acestei case de rugăciune să rămână larg deschise. Amin. Și facă Domnul ca tot mai mulți oameni de aici să vină, ca aici să găsească ceea ce au nevoie. Amin. Am citit acest pasaj din Scriptură, pentru că aici e vorba despre o casă a Tatălui. Și așa cum fiul risipitor a fost așteptat în casa Tatălui, vreau să spun, să se audă, aș vrea până departe, casa Tatălui te așteaptă și pe tine. Sigur că pilda aceasta este foarte cunoscută multora. Și ați auzit probabil predici și predici de aici. Eu n-am venit să vă spun lucruri noi. Însă am venit să vă spun că eu în vremuri ca acestea îl laud pe Dumnezeu că oamenii pot să găsească o casă a Tatălui aproape și la îndemână. L-am ascultat cu atenție și cu plăcere pe fratele păstor Iosif Borca vorbind aici de ce e nevoie de biserică. O, dragii mei, oamenii din lumea aceasta nu înțeleg de ce e nevoie de biserică în 2022. De ce e nevoie de biserică? Știți de ce nu înțeleg oamenii? Știți de ce trebuie să explice păstorul de ce e nevoie de biserică? Pentru că oamenii nu înțeleg cine sunt ei de fapt. Dacă ne uităm în Cartea Sfântă, dragii mei, vă rog să mă înțelegeți bine. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut din ce? Cine știe? Sigur, din țărâna pământului. Ce ziceți, e onorabil? Nu prea ne place nouă țărâna. Nu, o călcăm în picioare, ne deranjează când ni se pune pe pantofi. Ne supără țărâna, vrem să culegem roadele pământului, avem de luptat cu țărâna. Vrem să ne ridicăm cu avionul, țărâna ne trage în jos. Ne supără țărâna asta. Și ne spune Scriptura că omul, oricine ar fi, că e Miss Europa, că e Miss America, oricine ar fi, e făcut din țărână. Numai că mai spune ceva Scriptura. Că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a mai făcut Dumnezeu ceva. Cine știe ce? Hei, lângă țărâna de jos, Dumnezeu a adus ceva de sus, de la El. Suflare de viață din Dumnezeu. Ei, vedeți dumneavoastră, oamenii săraci au de dus o luptă permanentă. Și ar trebui bieții oameni să învețe că ei în viața aceasta pe pământ vor da câștig de cauză ori țărânii, ori suflării din Dumnezeu. Și cei mai mulți oameni uită că este o parte pusă din Dumnezeu în fiecare om. Cei mai mulți oameni uită asta și atâta scurmă în țărână și se lipesc de țărână și cred că țărâna este totul, se lipesc de țărână și cred că rostul lor e legat numai de țărână. Dar eu stau astăzi să vă aduc aminte, omul nu este numai țărână, ci el are suflare de sus, de la Dumnezeu, suflare cerească. De ce e nevoie de biserică în 2022? Pentru că omul nu-i numai trup. Omul e și un suflet. Și ascultați-mă bine, sunt dintre aceia care strigă astăzi, vrem spitale, nu catedrale. Bieții oameni, ei nu înțeleg că omul e mai mult decât un trup. Și atâta caută să oblojească trupul, să-l lege, să-l panseze, să-l vindece, să facă una și alta. Dar vai ce puțin sunt oamenii aceia care știu că sufletul are nevoie cu adevărat de vindecare. Și eu stau înaintea dumneavoastră astăzi și vă spun, trupul nostru al fiecăruia, mai devreme sau mai târziu, se va duce înapoi în țărână. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar, pun o virgulă acolo și zic dar sufletul se va duce la Dumnezeu care l-a dat. Ei bine, dragii mei, la Dumnezeu care l-a dat se va duce sufletul nostru, dar de ce se va duce acolo? Ca să dea socoteală.
Ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat cu ceea ce a pus Dumnezeu bun în noi? Și eu astăzi îl slăvesc pe Dumnezeu că la Ghilad este loc de vindecare sufletească. Aici, în biserica aceasta, Dumnezeu vrea să atingă suflete, să vindece suflete și vrea să pregătească suflete pentru cer. De aceea mi-ar plăcea ca vocea mea și a celor ce predic aici să se audă în tot Ghiladul, să se știe că este un loc aici unde Dumnezeu vindecă sufletele oamenilor. Amin. Pentru că, vai, bieții oameni, sunt atât de bine zugrăviți în pilda aceasta. Un tată avea doi fii și s-a dus cel mai mic dintre ei, parcă-l văd obraznicul de el, s-a dus și a zis, dă-mi partea mea de avere. Nici nu l-a întrebat tatăl, dar ce vrei să faci cu ea? Nu. Ci tatăl care-i bun i-a dat și lui din avere. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, e cineva dintre cei de aici care n-a luat avere de la tatăl? Vă întreb, e vreo unul care n-are nimic din averea tatălui? Eram tânăr, mulți ani de atunci, nu știu, 3-4 ani după Revoluție. Și eram într-o stație de tramvai la Sinaia, în Timișoara, că dumneavoastră sunteți familiarizați. Eram la Sinaia și așteptam seara târziu. Așteptam tramvaiul, unul dintre ultimele tramvaie să mă ducă spre casă. Și câțiva oameni erau în stație. Și mi-a fost dat să văd doi cunoscuți care s-au întâlnit unul cu altul. Doi oameni care s-au văzut probabil după multă vreme. Ce mai faci, ce mai faci, ce mai faci? Și au început să discute. Se cunoscuseră ei cu ani în urmă. Și unul dintre ei a zis așa. Să vezi ce casă mi-am făcut după Revoluție. Casă cu mansardă, cu așa. Și celălalt care l-a ascultat, îl a ascultat cu descrierea asta și noi așteptam tramvaiul și celălalt i-a zis, da bine că te-a ajutat Dumnezeu să-ți faci casa asta. Și ce credeți, lăudărosul ăla care s-a făcut casă, dintr-o dată s-a umflat așa în pene și a zis, ce Dumnezeu mă, dacă n-aș fi muncit eu cu mâinile astea, dacă n-aș fi muncit eu așa și așa. Și celălalt tăcea, dar n-am putut răbda. Și m-am dus, m-am apropiat și eu și am zis, scuzați-mă domnule. I-am zis lui care și-a făcut casa. Zic, pot să vă pun și eu o întrebare? Zic, da, sigur. Probabil credea că îl întreb cât e de înaltă casa. Dar i-am zis așa, dacă îmi permiteți, v-aș întreba, de-ar fi fost să fiți bolnav, paralizat în pat, să vă întoarcă cu cearceaful mama în pat? Ați mai fi făcut casa aceea? Și dintr-o dată bietul om așa s-a desumflat și a zis, apoi da. Știți de ce v-am spus asta? Ca să înțelegem noi fiecare că tot ce avem e averea Tatălui. De ai o casă e din bunătatea Tatălui. De ai o farfurie de mâncare pe masă e din averea Tatălui. De ai sănătate e din averea Tatălui. De ai o familie de care te bucuri e din averea Tatălui. Nu crezi, dragul meu, că ar trebui să te simți dator și să te uiți în sus? Și să zici, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai făcut parte de averea ta. Noi la biserica noastră, astăzi după masă avem o sărbătoare, ne oprim o dată pe an, cum probabil și alții se opresc, să ne uităm în sus spre tata și să-i mulțumim pentru că multe ne-a dat. Da, dragii mei, toate le avem de la el. Însă uitați-vă, cei mai mulți oameni iau averea tatălui și le place să o risipească de... nu în casa tatălui, să o risipească în plăcerile lor într-o țară îndepărtată. Asta a făcut risipitorul. Numai că ascultați-mă bine, vine vremea când averea începe să se ducă, părul se albește, darul vederii trebuie ajutat un pic, mergi mai aplecat, începe să se ducă din ceea ce a fost. Începi să se ducă din averea și începi să cauți prin buzunare la averea de altă dată și zici, păi era plin de sănătate aici, era plin de bucurie aici, era plin de toate și acum nu-i.
și te vei trezi că s-au dus toate așa cum se scurge apa printre degete. Pentru că ascultă-mă bine, de stai departe de tata, te bucuri de averea lui. Dar într-o zi se termină. Însă ferice de aceea care își întorc privirile spre tatăl. Fiul din pilda aceasta, risipitorul acesta care a risipit averea și a risipit averea tatălui tot cu alții, dar nu cu tata. Ducându-se la prietenii lui din țara îndepărtată și vai acolo în țara depărtată, locuitorul țării acelei depărtate, am o predică despre locuitorul din țara îndepărtată, vai, numai bătaie de joc și bătaie de joc, atâta știe să facă. Nu vedeți dumneavoastră ce face diavolul cu oamenii în lumea aceasta? Cum știe să-i batjocorească? N-ați citit știrile astăzi sau ieri? Sau auziți, i-a chemat la sărbătoarea de Halloween în Seul și 150 de morți dintr-o dată. Și ce face diavolul? Zice că îi distrează, dar i-a speriat. I-au făcut să se calce în picioare unii pe alții și să moară 150 de oameni. Asta face locuitorul din țara îndepărtată, stăpânul țării îndepărtate cu oamenii. Însă astăzi, eu sunt bucuros să știu că aici suntem în casa Tatălui. Și vreau să vă spun că în casa Tatălui, aici găsești tot ce are nevoie sufletul tău. Uitați-vă la risipitorul, a stat și s-a gândit și a zis, în casa Tatălui meu, și ăia care-s vizitatori numai, și ăia care sunt argați numai o duc bine, dar mi-te ăia care se fac copii ai Tatălui. Și a zis, mă voi duce să văd dacă mă mai primește după câte am făcut. Însă, repet tema mesajului din această zi. Casa Tatălui te așteaptă. Amen. Știți ce spune Scriptura? Tânărul acesta s-a apropiat. L-a început cu pași mari. După aceea pașii lui se făceau tot mai mici. Și își repeta discursul, ce să-i spune el lui tata? Ce să-i spune el lui tata când va merge acolo? S-a pregătit să zică, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. S-a pregătit să zică, nu mai sunt vrednic. S-a pregătit să zică, primește-mă ca pe unul din argații tăi. S-a pregătit să zică toate lucrurile acestea, dar știți ce ne spune Scriptura? În timp ce el își tot repeta ce o să zică, zice Scriptura că tatăl l-a zărit de departe și a ieșit înainte. Știți cum e cu casa asta tatălui? Casa aceasta e aici ca să arate că tatăl iese înaintea multora, aici la drumul mare. El iese înaintea multora, așa spune Scriptura. I-a alergat înainte, l-a îmbrățișat. Și l-a sărutat mult. El voia să-și zică discursul. Știți ce e frumos la tatăl acesta? De aceea vreau să vă spun, în casa tatălui veți găsi un tată bun. Ascultați-mă! Poate sunteți străini prin lumea aceasta, poate ați alergat să căutați cine vă înțelege, cine se poate lega cu dumneavoastră într-o relație bună și sănătoasă și n-ați găsit și sunteți dezamăgiți. Vreau să vă spun fără teama de a greși, luând cartea aceasta ca mărturie, în casa tatălui vei găsi un tată bun. De ce spun că e bun? Păi dacă eram eu în locul tatălui acelui, iertați-mă. Dacă eram eu, cel puțin stăteam așa la distanță un pic și ziceam, na, mă, hai, ai venit? Ia să văd pe unde ai umblat. Ia să văd, mai ai ceva din avere. Ți-am dat. Ia-ți spune mie ce ai făcut. A făcut tatăl din pilda asta așa ceva? Nu. Nu. Tatăl nu l-a întrebat de ce a fost în trecut. L-a văzut că se întoarce cu toată inima. L-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Vă întreb eu, nu e bun tata? Și vreau să vă spun, casa tatălui din Ghilad vă așteaptă și vă așteaptă și casa tatălui de sus. Vă așteaptă casa tatălui. N-ar fi păcat ca în Ghilad Dumnezeu să investească, să creeze tot confortul pentru oamenii din Ghilad. Doamne, ce frumos au cântat cei din cor. Domnul să vă binecuvânteze. Doamne, ce frumos au cântat fanfariștii. Domnul să-i binecuvânteze. Vin copiii aici și toate acestea ca să ne arate cât de frumos e în casa tatălui. Și să stea oamenii nepăsători față de ceea ce tatăl vrea să le ofere.
Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morți. Vă rog fierbinte, nu mai rătăciți prin lumea aceasta căutând înțelegere la stăpânul porcilor, căutând înțelegere la locuitorul din țara îndepărtată. Nu veți găsi acolo nimic. Ascultați-mă, lumea aceasta vă va face să alergați, să cheltuiți tot, să pierdeți orice urmă de energie și apoi să vă întoarceți cu pumnii goi, conștienți că ați risipit totul. Eu vreau să vă chem cu toată dragostea, de aici, din casa Tatălui, veniți, casa Tatălui vă așteaptă. Și aici găsiți un tată bun. E așa de bine să-L ai pe El, pe Dumnezeu, ca tată. Ascultați-mă bine. Eu am crescut undeva în Ardeal, pe Valea Someșului. Și când am avut 15 ani, a trebuit să plec de acasă. Venit la școală, am venit spre Timișoara, am lăsat la 400 de kilometri distanță pe tatăl meu, un om bun de altfel. L-am lăsat acolo pe tata, am lăsat-o pe mama și am venit aici. Dar ascultați-mă bine, cu tata nu puteam să vorbesc, nu era nici telefon, nu aveam posibilități din astea, câte o scrisoare din când în când. Dar ascultați-mă bine, în fiecare zi am fost învățat de părinții mei să-mi plec genunchiul și să zic: Tatăl nostru care ești din ceruri. Și vreau să vă asigur, am fost tânăr și am îmbătrânit, în fiecare zi m-a ascultat Domnul. O, de câte ori nu s-a coborât împreună cu mine în odaia în care m-am rugat. O, de câte ori nu s-a coborât lângă mine atunci când mi-a fost greu. Știți de ce? Pentru că El este un tată bun. Nu crezi că e nedrept din partea ta, cel căruia Dumnezeu ți-a dat din averea Lui, te-a binecuvântat cu viață, te-a binecuvântat cu sănătate, te-a binecuvântat cu o familie. Nu crezi că e nedrept din partea ta să stai departe de El într-o țară îndepărtată? Eu îți spun, vino în casa Tatălui. Pentru că aici Tatăl cel bun te așteaptă. Aici vei găsi un tată bun și vei găsi un tată plin de milă. De ce zic plin de milă? Tocmai pentru că n-am mai stat să-i ceară socoteală de nimic. N-am mai zis să-mi dai tu mie socoteală de fiecare leuț. Nu! Ce a zis amărâtul de el și a cheltuit totul. Nu vreau să-i măresc povara, ci vreau să-l iau în brațe și să-l sărut mult. Un astfel de tată vei găsi în casa Lui. De aceea, asta este strigarea mea: vino în casa Tatălui, căci aici vei găsi un tată bun. Dar nu numai atât. Știți ce am citit în pilda asta? Că în casa Tatălui poți găsi nu doar un tată bun, ci poți găsi iertare. Uitați-vă numai. Tata, am păcătuit, dar n-a apucat să-și termine vorba. Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Stai, deja? Sigur. Aduceți un inel și puneți-i în deget. Deja? Toate acestea îmi arată cine-i tatăl. În casa tatălui se găsește iertare. Și ascultă-mă bine, oricine ai fi astăzi aici, ori pe unde ai umblat și orice ai făcut, orice lucruri s-au întâmplat în viața ta, am bucuria să-ți spun, ridicând Scriptura ca mărturie, dacă vii în casa Tatălui cu inimă deschisă, aici găsești iertarea lui Dumnezeu. N-ar fi păcat să umbli cu sufletul apăsat, înstrăinat de iertare? Ce face păcatul cu omul? Îl apasă și îl apasă și îl apasă. Știți ce spunea omului Dumnezeu psalmistul când umbla în păcat? Citiți Psalmul 32 și veți vedea: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Așa este când stai departe de tatăl, dar dacă vii în casa tatălui, aici găsești iertare. Așa de bună e iertarea, dragii mei. E așa de bună iertarea. Așa de bine te simți când ești iertat. Eu îmi aduc aminte, mă gândesc la fetița noastră, când așa, numai m-am arătat supărat pe ea, când avem o fetiță mai mică, o fetiță specială, poate unii dintre noastre știți, o fetiță specială, și așa m-am arătat când v-a supărat pe ea, ca părintele. M-am arătat supărat și am văzut-o că nu e în regulă. Și atunci am zis: draga mea, hai la tata, hai la tata. Și când am îmbrățișat-o, tata
Și am spus, draga mea, tata te iartă, să nu vă spun, să nu vă spun. De ce? Pentru că nu-i nimic mai dulce ca iertarea. Știți ce înseamnă iertarea aceasta? Cine găsește iertarea, practic găsește schimbarea. Pentru că dacă am zis în casa tatălui găsești iertare, ea nu este doar o vorbă, gata, te-am iertat, nu? Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Știți cum era risipitorul? În zdrențe. Unul în zdrențe, zdrențele pe care le-a purtat între porci și zice, aduceți repede haina cea mai bună. Și dintr-o dată, risipitorul arată a fiu. Vă dați seama ce e asta? Vreau să vă spun oricăruia dintre dumneavoastră, eu am certitudine, aici în casa lui Dumnezeu spun cu bucurie, aici Dumnezeu schimbă vieți. În satul nostru era un om, eram copil, era cunoscut ca bețivul satului. Toți oamenii știau că îl prindeau serile în șanț și dimineața se trezea și se ducea acasă și familia lui, vai de capul ei, familie, și necaz și bătăi și scandaluri și de toate. Știți cum am ajuns să-l cunosc pe fratele Emil, pe bețivul satului? S-a întâlnit cu iertarea lui Dumnezeu. Și când s-a întâlnit cu iertarea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a schimbat și știți că omul acela a ajuns conducător de adunare în satul nostru? Ce a putut să-l schimbe? Ascultați-mă bine, sunt astăzi instituții de reeducare, sunt penitenciare și aruncă pe oameni în penitenciar și spun acolo se vor schimba. Îi schimbă închisorile pe oameni. Da, de unde? Îi fac mai răi. Școli, instituții de educație, poate ele îl vor schimba pe oameni. Nici institutele de educație nu-i schimbă pe oameni. Singurul care îi poate schimba pe oameni este Iisus Hristos, Domnul. Cine vine în casa Tatălui aici găsește schimbare, adevărata schimbare și la asta vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră. Veniți în casa Tatălui, casa Tatălui vă așteaptă, aici găsiți iertare și când capeți iertare, capeți schimbare și nu numai schimbare, că te schimbă și arăți altfel și ești alt om. Dar uite ce face, aduceți viselul cel îngrășat și tăiați-l. Oh, ce este aici? Aduceți inelul, puneți inelul în deget. Știți ce însemna inelul ăsta în deget? Să se vadă, nu oricine purta inel. Cei ce erau de viță înaltă, ăștia purtau inelul. Aduceți inelul să se vadă că el nu-i oricine. El aparține familiei. Să vadă toți argații și să știe, nu doar că are o haină alta, să se vadă că el are dreptul, aici în casa asta, drept de fiu. Asta face Dumnezeu în casa lui. Când ne dă iertarea, ne dă schimbare cu ea, și ne dă apartenență la familia Domnului. O, dragii mei, nimic nu-i mai frumos decât să aparții familiei lui Dumnezeu. Ascultați-mă, e atât de frumos să aparții familiei lui Dumnezeu. Să știi că nu ești singur în lumea aceasta. Pentru că, dacă vreți, în secolul 20, în secolul acesta aglomerat, oamenii suferă de singurătate. E atâta singurătate în orașele aglomerate. De ce lucrul acesta? Pentru că oamenii au ajuns să se izoleze. Însă ascultați-mă bine, când suntem ai lui Hristos, când suntem în casa Lui, El ne dă apartenență la familia Lui. Este o poezie, se și cântă, poate că mai și știți cântarea aceasta. Sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Și atunci zice, valea-i cum îi ia, dealul-i mare, ce parfum să dea o floare. Dar ca mine Domnul are milioane, milioane. Sunt un fluier care adună risipite oi sărmane, când pe cerul norii tună, cine aude o veste bună? Dar ca mine în văi răsună milioane, milioane. Ascultați-mă bine, familia lui Dumnezeu e mare. Eu sunt cu dumneavoastră astăzi aici și mă bucur să vă văd zeci de oameni adunați aici. Și mă voi duce imediat la Timișoara și voi fi cu alte sute de oameni adunați la oaltă. De ce? Suntem
parte din aceeași familie a lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-i nimic mai frumos. Noi pe calea aceasta către cer nu mergem singuri. Pe calea către cer mergem însoțiți de frați, de surori. Mergem cântând așa de frumos. Așa mergem noi pe cale. Mergem însoțiți de Dumnezeu și de puterea Lui, pentru că noi facem parte din familia lui Dumnezeu și avem o certitudine. Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nu observați dumneavoastră ce înseamnă să te întorci în casa Tatălui. Aici capeți iertarea și cu iertarea vine schimbarea, vine apartenența la familie. Dar mai mult, zice așa, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. La desculțul ăla, care a umblat numai prin țărână și prin pământ cu picioarele, puneți-i încălțămintea în picioare. Știți ce înseamnă asta? Ăsta nu mai umblă pe pământ, un pic mai sus, chiar dacă e un centimetru, dar un pic începe înălțarea. Asta face Domnul, începe să te înalțe de la condiția aceea de jos, începe să te înalțe un pic, ca să rămâi și smerit, te înalță un pic, pentru că vine vremea când tu trebuie să înțelegi că n-ai dreptul să mai umbli prin gunoaiele lumii acesteia și vine vremea când te va înălța de tot. Asta face Dumnezeu. De aceea spuneți tuturor celor din Ghilad să audă că este un loc aici la Biserica Harul unde Dumnezeu îi așteaptă cu drag pe oameni. Aici găsesc un tată bun și plin de milă. Aici găsesc iertarea lui Dumnezeu care aduce schimbare, care aduce apartenență, care aduce înălțare. Și nu numai atât, mai zic un lucru înainte să închei. Zice, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Știți ce e în casa Tatălui? Printre alte lucruri, aici e bucurie. S-ar putea întâmpla să zică unii, ce bucurie în biserică. Biserica e pentru bătrâni. Acolo să meargă oamenii după ce ies la pensie și așa mai departe. Eram tânăr, iar îmi aduc aminte de o experiență a tinereții mele. Lucram într-o fabrică aici în Timișoara și în fiecare luni dimineața veneau colegii și toți spuneau despre aventurile lor de duminică. Ce meciuri au jucat, ce discotecă au văzut, ce lucruri au făcut. Alții spuneau că s-au bătut, alții spuneau că au jucat, alții spuneau că au făcut asta. De obicei stăteam, eram la pauza de masă, stăteam, de obicei nu vorbeam, dar după pauza de masă șeful a zis, Filip, tu și cu colegul tău, aveam un coleg sârb, a zis, vă duceți în secția cu tare și ne-a spus ce avem de făcut acolo. Și ne-am luat să ne ducem la drum și în timp ce mergeam, colegul meu, dintre lăudăroșii aceia care făcuseră multe, a zis, Filipe, dar tu ce ai făcut ieri? Și am zis, ieri am fost la biserică. Și a zis, a, da, tu cu biserica. Bun, dar cât ai stat la biserică? Și am zis, pe dimineață am fost de la 9 până la 12. Și când am zis asta, deja s-a oprit pe loc. Și a zis, ce? De la 9 la 12, 3 ore ai stat tu în biserică? Zic, da, 3 ore am stat. Stă el ce stă și zice, și după aia ce ai făcut? Și după aia m-am dus acasă, am mâncat, m-am odihnit un pic și m-am dus iarăși la biserică. Și dintr-o dată el, și cât ai mai stat? Și am zis, încă 3 ore. Așa era pe Romulus de altă dată, cei ce sunt așa de vârsta mea și mai încolo, știu. Așa era pe Romulus, te duceai la 6 și până la 9 seara era iarăși slujbă. Și zice, și încă 3 ore? Stă așa, se uită la mine foarte serios și zice, Filipe, deci tu 6 ore ai stat ieri în biserică? Și am zis, da. Și mă ia el așa foarte discret, Filipe, lasă-mă să te întreb ceva, nu spun la nimeni. Spune-mi tu atunci când nu te vede nimeni. Tu chiar nu iei câte un pahar de băutură alcoolică să bei? Și am zis, nu. Măi, Filipe, mă, o țigară așa, n-ai încercat și tu? Nu. Dar așa cu vreo fată? Nu. A stat, parcă-l văd și acum pe colegul meu, sârbu, s-a dat înapoi și a zis așa, Filipe, tu ți-ai închis viața. Și atunci am început eu. Că și eu știu să zic. Și am zis, dragul meu, lasă-mă să-ți spun,
Tu crezi că pe mine m-a legat cineva de banca bisericii? Că am stat 6 ore acolo. Tu chiar crezi că am stat obligat acolo? Am stat acolo pentru că i-am zis, nu-i bucurie mai mare decât să stai în prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun vouă astăzi, dragii mei, nu-s bucurii mai mari decât bucuriile în Domnul. Și vreau să vă asigur, aici în casa Domnului, eu am stat puțin astăzi, să-mi fie cu iertare că am ajuns și mai târziu, am stat puțin, dar am putut să mă bucur de cântări cerești. Domnul să binecuvânteze tot ce s-a făcut aici. Cum să nu te bucuri când se coboară Domnul din ceruri la tine? Ne bucurăm în rugăciune, ne bucurăm în cântare, ne bucurăm prin tot ceea ce se face, pentru că în casa Tatălui a zis El să ne bucurăm și să ne veselim. Aici e bucurie și vreau să vă spun ceva. Bucuria doar începe aici, dar bucuria continuă și acolo. De fapt, împărăția lui Dumnezeu, și cu asta închei, așa spune Scriptura, împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iertați-mă, dar eu nici n-am nevoie de mai mult decât de astea. Să am neprihănirea, să nu mă apese conștiința că am făcut ceva, să am pace în suflet, să pot dormi liniștit noaptea și să am bucurie în Duhul Sfânt. Asta este. Și împărăția lui Dumnezeu începe de aici. La Ghilad, la Biserica Harul, aici începe împărăția lui Dumnezeu și poți să te duci cu ea până sus. De aceea, dragii mei, eu îmi închei predica, dar vă rog să spuneți tuturor celor cu care aveți de-a face, să mă auziți bine, casa Tatălui vă așteaptă. Și nea veți găsi un tată bun, veți găsi iertare și veți găsi bucurie. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.